Este adevărat. Și aici ce trebuie să facem este, bine, Banca Națională trebuie în continuare, pentru că e sarcina băncii naționale, să țintească inflația, să nu permită inflației să depășească anumite limite. Guvernul, pe de altă parte, trebuie să creeze condiții pentru ca oamenii să poată să câștige mai mulți bani. Pentru anul viitor e prognozată o inflație destul de mare. Nu știu cine poate acum potrivit să... analiștilor. Exact. Cine poate să spună. Mai există și așteptări inflaționiste. Atunci exact. Când se vorbește prea mult despre inflație, atunci inflația crește și din cauza acestor așteptări și nu din cauza unor motive obiective. Așa că eu zic să fim prudenți cu aceste discuții.